Expoziția le dă ocazie atât constanțenilor cât și turiștilor să afle mai multe despre un capitol fascinant din istoria României. Între aceștia avem și prima femeie care a fost brevetată pilot pe avioane bimotoare, este turcoaica Maxim Jale, și majoritatea celor care au făcut parte din regimentul 57 aviației vânătoare, mare majoritate. În spate aici avem, e vorba de hidroaviația României, hidroaviație care a sălășluit pe, în primul moment în portul Constanța, în bazinul Titan, și apoi pe lacul Sud-Ghiol. Aici sunt piloții care au făcut parte din hidroaviație, mulți dintre ei au murit în anul 1938 la aplicațiile militare care au avut loc în regiunea Galațiului, și noi însă amintirea lor rămâne în sufletul nostru. După ce a servit aproape o viață întreagă aviația română, comandorul Vasile Regintovski poate descrie orice tip de avion. Ce sunt dronele? Sunt avioane spion sau avioane de cercetare de fără și zbor fără pilot. Ele sunt de diverse mărimi, diverse destinații. Eu am în colecția mea aproape 100 de tipuri de drone din toată lumea. Dronele la ce foloseau? La spionaj și la cercetare. Și erau fără Iar unele pilot, nu? Sunt și de bombardament, nu numai de cercetare, și ele au posibilitatea să bombardeze punctele de dimensiuni mici. Tot în cadrul expoziției puteți afla mai multe și despre personalitățile feminine marcante din aviația română. De-a lungul istoriei, la începutul ei și, și după aceea, au reprezentat ceva în aviația română. Uitați, sunt și femei, piloți care au fost pilot militar, este prințesa Marina Știrbei și așa mai departe. Sunt multe instructori de zbor sportivi, iau tențe, și Jolodică Popescu, prima instructoare de zbor fără motor din România. Sau aici, Felicia Bădăliță Ionescu, prima planoristă a României și așa mai departe. Adică fiecare are o întâietate în aviația noastră. Cei prezenți la deschidere s-au arătat deosebit de entuziasmați de această inițiativă. Un eveniment fericit pentru tot cei care s-au, da, pentru istoria aviației și cei care s-au dăruit viața aviației într-un fel. Am și rude care sunt în aviație și știu cât de greu e ca să practici o asemenea meserie cu pasiune și cu dăruire. Și ce face domnul Rindovski? Știu că de ani de zile dânsul strânge documentație și este minunat că acum am văzut-o expusă spre bucuria tuturor celor care... Ne aducem aminte că mâine e Sfântul Ilie și este ziua aviației. Și e bine pentru tineret să vadă totuși că acum am ajuns la un nivel tehnic care a trecut prin niște sacrificii și tehnice și profesionale a celor care au fost trup și suflet angajați în aduce aviația română mai departe. Expoziția de față prezintă nu numai o evoluție a aviației române, o prezentare a celor mai importanți zburători ai noștri, dar și lucruri totalmente inedite. Expoziția se desfășoară cu ocazia Zilei Aviației Române și va fi deschisă publicului până pe 25 iulie la Muzeul Marinei din Constanța.